Paști la Biserica Românească din Valeta, orașul fortificat Vitoriosa, Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Mindina, Grota Sfântului Apostol Pavel, Biserica Sfânta Maria din Mosta și insula Fungus Rock sunt câteva repere ale pelerinajului. Plecarea va avea loc în ziua de 30 aprilie. Detalii la numerele de telefon 021 313 3745 și 021 316 3503 la sediile din Ploiești, Arad, Oradea, Sibiu, Brașov, Bacău, Galați, Brăila, Suceava și Reșița sau pe site-urile pelerinaj.ro și bazilicatrevel.ro. Noi obișnuim când venim la biserică să dăruim ceva. Ori un bebeluș nu prea are ce să dăruiască. Și atunci Sfinții Părinți au rânduit să se ia câteva fire de păr și aceasta e jertfa lui. Pentru trei fire de păr, Dumnezeu dăruiește în schimb nemurirea. Cum trebuie să se pregătească părinții și nașii pentru botez? Aflați răspunsuri practice la întrebările legate de rânduirile creștinești, începând cu prima zi după naștere și până la momentul primei îmbăieri de după botez. Filmul documentar catehetic Botezul, rânduială și tradiții. Explicații detaliate și sfaturi către părinți și nași. Acum, pe DVD. Prima dată când am fost cu el la cinema, mi-a spus, uite, vezi, dacă te uiți, lumina vine de acolo până când este fern, licht este lumină, din depărtare și formă Fernlichtspiele, jocuri de lumini care vin din depărtare. Și atunci, asta, el m-a învățat în felul acesta, adică lucrurile să aibă o esență, să aibă o explicație simplă, logică. This is something that he himself recounted. The young child, Dimitri, read the Bible because he was attracted by the pictures and he wanted to understand what the pictures were about. And the whole household were conscious that he was studying scripture. And they kept quiet. They said, do not make a noise. The child is studying the holy book. Modestia i-a fost mereu fidelă. A fost teologul bucuriei și al speranței. Spirit enciclopedic și vizionar, gândirii profunde și erudiției le-a dăruit simplitate. Personalități din țară și străinătate mărturisesc despre părintele Dumitru Stăniloae. Apropiați-vă de cel mai mare teolog ortodox al secolului 20 prin filmul documentar Părintele Stăniloae, mărturii și evocări, acum pe DVD. La 300 de ani de la jertfa martirică a Sfinților Brâncoveni, televiziunea Trinitas vă prezintă un document audiovizual de excepție. Trei filme documentare într-un singur DVD. Sfinții Martiri Brâncoveni. Viața, jertfa și cinstirea lor. Viața Marelui Domnitor, ctitor de cultură și martir al credinței. Filmarea de arhivă. Procesiunea din 1934 cu osemintele Domnitorului și pelerinajul din 21 mai 2014, organizat pe același traseu de acum 80 de ani. La 300 de ani de la jertfa martirică, un document ar peste timp. Filmul documentar Sfinții Martiri Brâncoveni. Viața, jertfa și cinstirea lor. Acum pe DVD. Mănăstirea și schiturile sale. Trinitas Tere vă invită într-o incursiune spirituală în existența celei mai vechi așezări monahale din Moldova. Descoperiți unul dintre cele mai importante centre de cultură și spiritualitate ortodoxă ale Moldovei, una dintre capodoperele construite de binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare. Documentarul Neamț, Mănăstirea și schiturile sale. Acum pe DVD. TV vă prezintă filmul documentar Viața și minunile Sfântului Nectarie. Descoperiți viața plină de suferință și încercări a Sfântului Nectarie, începând cu lipsurile din copilărie, dragostea de înțelepciune, marile onoruri trăite în Alexandria, anii de smerenie și de lucrare sfântă de la Echina, dar
dar și binecuvântarea primită de la Dumnezeu. Urmăriți mărturiile emoționante ale celor care au fost salvați din boli incurabile după ce s-au rugat la racla cu moaștele Sfântului Nectarie de la mănăstirea Radu Vodă din București. Filmul documentar Viața și minunile Sfântului Nectarie, acum pe DVD. Măicuțele de aici au îngrijit bolnavii pe front. Aici se făuresc racle pentru odihna sfinților. Aici se învață temeinic și tot aici oamenii în suferință primesc alinare. Aici iubirea pentru Iisus e jertfă pentru semeni. Descoperiți istoria, viața și truda mănăstirii Pasărea pentru oamenii de azi și viața de mâine. În filmul documentar Mănăstirea Pasărea, acum pe DVD. Acum peste 6 secole a fost poiana pusnicului Agapie. Astăzi, ea este a 2-a obște monahală ca mărime din România. Distrusă de sabii sau de cutremure, biserica obștei a fost reconstruită de 9 ori. Măicuțele de aici au fost pe front, alături de soldați, sau le-au croit în mănăstire îmbrăcăminte și pansamente. Tot aici, Nicolae Grigorescu îmbracă oamenii simpli în hainele sfinților și sfințește tricolorul. Descoperiți istoria uneia dintre cele mai încercate obști monahale din România cu filmul documentar Mănăstirea Agapia, acum pe DVD. DVD-ul are subtitrări pentru limbile engleză și franceză. Trinitas TV vă oferă filmul Părintele Cleopa. În anul 1948, aflat sub amenințarea securității, părintele Cleopa își găsește salvarea în munții Sihăstriei. Trăiește peste 7 ani de privegie cu scurte reveniri în viața de mănăstire, departe de oameni, dar aproape de Dumnezeu. Ce influență a avut această perioadă asupra vieții marelui duhovnic? Cum a reușit fostul păstor de oi să devină unul dintre cei mai iubiți păstori de suflete? Ce i-a determinat pe toți aceia care l-au cunoscut, fie ei mari învățați sau oameni simpli, să-i caute cuvântul? Răspunsurile în filmul despre viața părintelui Cleopa, acum pe DVD. Trinitas TV vă prezintă Pelerini în Egiptul creștin. O videomărturie unică despre cei mai încercați, dar vii mărturisitori ai credinței creștine de pe glob, creștinii din Egipt. Persecuțiile i-au decimat, stăpânirile străine nu le-au fost prielnice. Cu toate acestea, din mijlocul lor s-au ridicat într-un număr impresionant mari sfinți, părinți și scriitori ai bisericii. Descoperiți elementele uneia dintre cele mai importante, dar puțin cunoscute pagini din istoria trăirii creștine. Icoane, simboluri, limbă și cult, monahism și arhitectură. Descoperiți Egiptul creștin și apostolic. Filmul documentar Pelerini în Egiptul creștin, acum pe DVD. Să-ți faci viața un rai și în lume, când îți datoria față de familie și poți, dacă nu ai chemarea cum trebuie, să-ți fie viața un infer și în lume. Bucuriile vieții călugărești. Sfaturi duhovnicești ale Maicii Stavrofore Irina Pântescu, stareța mănăstirii Voroneț, acum pe DVD.